De noi, noi ca să verificăm, dăm și un telefon. Uite, de exemplu, am sunat-o pe Alina, să știm sigur că se uită la noi. Încet, încet îi luăm pe toți oamenii din țară. Bună dimineața, Alina! Hello! Dimineața, dragilor! Sărmâna de la Neața, deranjăm. Nu deranjați, ce surpriză plăcută! Unde am nimerit cu telefonul? În București, sector 3. Ce făceai? Te pregăteai de ceva? O cafea. Asta de dimineață. Sărbătorim ceva astăzi? Da, ziua mea de naștere. Păi noi am sunat de fapt să spunem la mulți ani, Alina. Mulțumesc. Câți ani faci, dacă îmi permiți? 29. Mulți înainte. Petreci sau ai petrecut în weekend? Da, am văzut cum va arăta prognoza meteo, așa că mi-am luat un avans și am petrecut așa într-o drumeție scurtă. Oh, bravo, unde ai fost? Buila, Vânturarița, zona Horezu și un pic pe Rânca. Minunat. Sper că îți merg toate bine și că ce îți pui în gând astăzi se va împlini până la anul pe vremea asta. Mersi tare mult! Mulțumesc tare mult pentru surpriză. Are poze de asta de montaniardă, de conținut de calitate, care mai merg și orășenii să facă din astea cu textul respiră, mă, că de-aia te-am adus la munte. E o glumă un pic mai lunguță. Draga noastră, dragă, piesa asta este pentru tine și numai pentru tine. Bucură-te de ea și de un an senzațional la mult.